Dacă scăpăm de vremea de iarnă, ne spune chiar acum Alexandra. Bun găsit! Încă nu scăpăm de iarnă, chiar dacă mâine și poimâine temperaturile vor crește ușor, în weekend din nou temperaturile vor scădea. Chiar în acest moment, să știți că cel mai frig la Piatra Neamța se registrează minus 6 grade Celsius, în vreme ce la Reșița se registrează 7 grade cu plus. Și cerul e acoperit în aproape toată țara, iar în zona Olteniei chiar cad câțiva fulgi de nea risipiți. De altfel, meteorologii anunțau că astăzi vremea va fi mai schimbătoare în partea de sud și de sud-vest a țării. Aici, în special în Oltenia, în zona Maramureșului și la munte, este posibil ca izolat să mai cadă câțiva fulgi de nea. Iar în zona Banatului, vântul va sufla cu putere, astfel că acolo senzația de rece va fi accentuată. Cât despre temperaturi, putem observa că ele mai cresc ușor în comparație cu ieri. Maximele pentru astăzi se vor încadra între minus 4 și cel mult 9 grade Celsius. Cel mai frig va fi prin nordul Moldovei și prin estul Transilvaniei, cel mai bine în partea de vest. Iată, în Oradea, temperatura va reuși să urce până spre 7 grade Celsius. Și în capitală, o zi rece, acum se înregistrează minus 2 grade la periferie, minus 1 grad în centru, dar maxima anunțată este de 1 grad Celsius, iar cerul este acoperit de nori și sunt șanse să vedem foarte puțin soarele astăzi. Presiunea atmosferică nu are variații semnificative de la 759 mm coloană de mercur. Ei bine, mâine se mai încălzește ușor în București, dar apar precipitațiile și aici. Dacă de dimineață e posibil să avem lapoviță, peste zi precipitațiile vor fi în special sub formă de ploaie, dar nu vorbim de precipitații însemnate cantitativ. Vineri se încălzește bine, adică vineri la amiază vom avea chiar 8 grade cu plus, o temperatură un pic mai ridicată față de ceea ce e normal să fie acum. Vineri vom avea și câteva momente însorite, dar spre seară din nou cerul se va umple de nori și vineri seara e posibil ca din nou să mai cadă câteva picături de ploaie. La munte, o vreme e destul de rece, toate astea temperaturile sunt un pic mai ridicate față de cele de ieri, la Păltiniș maxima e de 0 grade Celsius. Izolat va mai fulgui peste zi, la noapte fulgurile vor deveni ceva mai serioase, ninsori abundente. Iar acum să vă arăt ce se întâmplă în Europa cu vremea. Iată că în nord-estul continentului vremea rămâne foarte rece, la Moscova minus 14 grade la amiază, în vreme ce în partea de sud-est a continentului, în Italia, în Spania, în Portugalia, se înregistrează cod galben de vânt. Așadar, acolo bate vântul foarte puternic. Ei bine, mâine se mai încălzește ușor, iar vineri temperaturile vor fi de-a dreptul ridicate pentru această perioadă, maxime între 3 și 13 grade Celsius. Atât pentru acum, să aveți o zi foarte frumoasă. Oana. Alexandra, îți mulțumesc. Noi revedem acum.